Da, prăjitura pe care vă fac în seara asta era prăjitura de care, care m-a pus în pericol, în sensul că era să mă părăsească Felix. Mihaela știe cum să-i facă să fie un pic mai relaxați pentru o vreme. Vrea să se apropie de ei, așa că nu ezită să le povestească întâmplări din viața personală. Îi atingi lucrurile din casă și nu le pui la loc unde trebuie. Știi, cunoașteți genul? Da, oamenii de-a stilul ăsta, da. Știi genul? Așa, și care toate lucrurile trebuie să stea, să vă explic. La locul lor? Nu au voie să stea așa, trebuie să stea totul așa. E parașutism, a deschis parașutul așa. Da, exact, ca nemții, ca nemții, deci, ca germani. Deci tot trebuie să ia linia perfect. Da, mă, și pe scurt m-am apucat eu de găsit în casa lui, când, fără să cer permisiunea, că era omul plecat așa, a zis că... Fac și eu ceva de mâncare, am făcut de mâncare, am făcut mamă și la mintele așa, simți miros de mâncare, de unde să facă față de aia de bărbat fericit că i-a gătit nevasta sau, mă rog, femeia. Încep să țipă la mine. Ce faci, mă, acolo? Ce cu mirosul ăsta? Ai luat alea de bucătărie? Zic, bre, am făcut ceva de mâncare și ceva dur. În vasele mele, în alea, deci cam așa a început. Se crezut că sunt de ornament, deci, probabil. El nu gătise niciodată, niciodată, niciodată. Și eu vasele lui. Și nici n-am mai locuit, cu vreo femeie în casă. Venirea Mihaelei în casă a detensionat atmosfera. Ne-am bucurat foarte mult de prezența ei. Ne-a ajutat, chiar am interacționat foarte mult cu ea. Pastrama bate albușul, mă gândesc cu bateole, Moroșanul curăță rodia. Fiecare face ceva, face câte ceva și încearcă să o ajute să fie cât de folos în a face prăjitura respectivă.